Evanghelia după Luca, la capitolul 3, începând cu versetul 39 la 45 și apoi de la versetul 57 la 66. Iată ce spune cuvântul Domnului. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a sărutat pruncul în pântece de bucurie. În pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a sărutat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Elisabetei s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. În ziua 8-a au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ci are să se cheme Ioan. I-au zis, nimeni din rudenile tale nu poartă numele acesta. Și au început să facă semne tatălui său, ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris zicând, numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat. În clipa aceea i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii i-a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau, le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi cu pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Amin. Amin. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru cuvântul tău pe care ne-l pui înainte și în această după masă. Îți mulțumim că în cuvântul tău avem revelat adevărul tău. Îți mulțumim că în cuvântul tău avem învățături pentru toate categoriile de oameni, de evenimente, de situații. Doamne, îți mulțumim că în cuvântul tău ne arăți și felul în care trebuie să fim ca bărbați, ca femei, ca mame. Doamne, binecuvintează toate mamele încă o dată și ajută-ne încă o dată prin cuvântul Tău să cunoaștem mai profund voia Ta pe toți și să fim gata să împlinim voia Ta în viața noastră. Binecuvintează familiile noastre, biserica Ta și ajută-ne să creștem în harul și în cunoștința Ta și ajută-ne să fim împlinitori ai cuvântului Tău. Pentru slava Ta, în numele Domnului Iisus, mă rog. Amin. Frați și surori, în mod special, dragi surori, în această dimineață, în această după masă, pentru că suntem încă în contextul sărbătorii pogorârii Duhului Sfânt, aș vrea să ne gândim și la mame sau la slujba aceasta, poziția aceasta, calitatea aceasta, în lumina aceasta a pogorârii Duhului Sfânt. Textul citit în această ocazie pe care l-am citit, ne prezintă două mame care, pe lângă faptul că erau verișoare, mai aveau ceva în comun. Despre amândouă se spune că au ajuns pline de Duhul Sfânt. Nu avem niciun dubiu în ce o privește pe Maria, mama Domnului Iisus, că a fost o femeie peste care s-a coborât Duhul Sfânt, că prin Duhul Sfânt a fost conceput Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt a dat naștere Domnului Iisus Hristos pe acest pământ. În Luca 1, versetul 35 se spune, Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborî când i-a întrebat cum se va face lucrul acesta. Fiindcă eu nu știu de bărbat, Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umpli. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu pentru că Duhul Sfânt s-a coborât peste ea și a umplut-o. Însă, textul din această dupămasă ne vorbește în aceeași termen și despre Elisabeta, rudenia, verișoara Mariei. Și în versetul 41 ni se spune că și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt.
Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a sărutat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. E foarte important să înțelegem că cea mai importantă valoare pe care o poate avea un om și o mamă pe acest pământ este prezența lui Dumnezeu, este plinătatea Duhului, este plinătatea Domnului Iisus Hristos. Însă când ne uităm la Elisabeta și la familia lor, familia lor e o mai aparte. Toți au de-a face într-un mod deosebit cu Duhul Sfânt. Am citit despre Elisabeta, versetul 41. Citim în versetul 67 despre Zaharia, soțul ei. Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, s-a umplut de Duhul Sfânt. Zaharia plin de Duhul Sfânt, Elisabeta plină de Duhul Sfânt, și iată ce i-a spus îngerul lui Zaharia despre copilul care urma să se nască. Luca 1, de la versetul 13 la 15, citim așa: dar îngerul i-a zis: nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată, nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu, care îi pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt. Ceva unic. Încă din pântecele Maicii lui, mamei lui, un copil să se umple de Duhul Sfânt. Ceva neobișnuit pentru atunci și pentru astăzi. Tată plin de Duhul Sfânt, mamă plină de Duhul Sfânt, copil plin de Duhul Sfânt. Dar vedeți, am putea spune: tată a fost plin de Duhul Sfânt, mama a fost plină de Duhul Sfânt și asta s-a transmis și la copil. Nu, a fost o alegere suverană a lui Dumnezeu, care i-a umplut pe fiecare într-un mod deosebit, pentru o lucrare deosebită. Însă, pentru că, într-un mod deosebit, în această după masă, mulțumim lui Dumnezeu și apreciem mamele, aș vrea să vă vorbesc despre o mamă plină de Duhul Sfânt. Acesta e subiectul mesajului. Și vreau să ne uităm la exemplul Elisabetei și să învățăm câteva adevăruri fundamentale, importante despre o mamă plină de Duhul Sfânt. Ce înseamnă să fie o mamă plină de Duhul Sfânt? Vreau să punctez câteva caracteristici ale unei mame pline de Duhul Sfânt. Și o să încep cu începutul. În primul rând, o mamă plină de Duhul Sfânt practică neprihănirea. Practică neprihănirea. Trăiește în neprihănire. În Luca 1, versetele 5 și 6 avem prima dată introdus această familie deosebită în contextul nașterii Mântuitorului și Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Această familie deosebită preoțească, a unui preot care s-a căsătorit cu fata, cu o fiică de preot și care împreună au avut o familie. Și uitați-vă ce ni se spune în versetele 5 și 6 din Evanghelia după Luca, în capitolul 1. În zilele lui Irod, împăratul iudei, era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia, nevasta lui, era din fetele lui Aaron, tot din neam preoțesc, și se chema Elisabeta. Și acum vine, dacă avem prezentarea identităților, asta e prezentarea identității în versetul 5, în versetul 6 avem prezentată viața lor, trăirea lor. Ei trăiau o viață în lumina identității preoțești, adică oameni care se închinau lui Dumnezeu, slujau lui Dumnezeu și spune: amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduierile Domnului. Păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduierile Domnului. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, într-o stare de dreptate, îndreptățiți prin credință, prin credință în așteptarea Domnului Iisus. În Domnul Iisus Hristos care va veni, păzeau fără toată pată toate rânduielile și toate poruncile Domnului.
ce descriere, ce oameni, ce familie, ce bărbat, ce femeie, ce mamă. O mamă plină de Duhul Sfânt, în primul rând, practică neprihănirea după Cuvântul lui Dumnezeu. Practică neprihănirea, trăiește în neprihănire și în sfințenie după Cuvântul lui Dumnezeu. Și asta mă rog, dragi mame și dragi surori, să vă ajute Domnul pe dumneavoastră, dar și pe noi. Toți. Amândoi erau neprihăniți înaintea Domnului. Domnul să ne ajute și să vă ajute. În primul rând, o mamă plină de Duhul Sfânt practică neprihănirea. În al doilea rând, este primitoare de oaspeți. Textul nostru pe care l-am citit de la versetul 39 ne prezintă întâlnirea Elisabetei cu Maria. Maria vine într-o casă unde știe că este primită. Zice, Maria, după ce a primit vestea nașterii Domnului, n-a știut la cine să se ducă, sau a știut la cine să se ducă, dar nu s-a dus la cineva din satul ei, din Nazaret, și a plecat în zilele acelea, chiar în zilele acelea, a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda, a intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a sărutat pruncul în cântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Și a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pânzului tău. Să știți că femeia, pe lângă multe calități care au fost urmate, ea este spiritul casei. Dacă femeia, soția, mama, are o inimă deschisă, oaspeții sunt bineveniți. Dacă nu poate fi bărbatul oricât de bun și binevoitor, femeia te scoate afară cu spiritul ei. Nu trebuie să zică nimic. O mamă plină de Duhul Sfânt este primitoare de oaspeți. Primirea de oaspeți este o poruncă biblică pentru toți credincioșii. 1 Petru 4:9. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Însă, la Elisabeta vedem ospitalitatea aplicată corect. Elisabeta a primit-o cu bucurie și binecuvântare pe Maria în casa ei. Versetele 41-42. A primit-o cu bucurie și cu binecuvântare. Și Elisabeta a găzduit-o pe Maria pentru o vreme bună în casa ei. Versetul 56, nu l-am citit, spune Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni. Și apoi s-a dus acasă. Așa este o mamă plină de Duhul Sfânt. Împlinește cuvântul Domnului. Este primitoare de oaspeți. Asta e a doua caracteristică. A treia. Este o promotoare a binecuvântării. O mamă plină de Duhul Sfânt este una care promovează binecuvântarea. Este o femeie care răspândește binecuvântarea. Care binecuvintează bucura ei. Se zice că blestemul de mamă se prinde, așa e vorba. Dar vă spun ceva, și binecuvântarea de mamă se prinde. Asta e biblic, aia e popular. Binecuvântarea de mamă are efect, are valoare. Elisabeta este o femeie care binecuvintează. A binecuvântat-o pe Maria. Cum a auzit ce i-a spus Maria, i-a spus o urare, un cuvânt bun, i-a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău. L-a binecuvântat pe Domnul și îi recunoaște, nu numai că o binecuvintează, în această binecuvântare îi recunoaște harul pe care îl are ea special și poziția chiar mai sus decât a ei. Pentru că i s-a dat un har, cum i-a spus Îngerul Mariei, care nu i s-a dat oricui, chiar mai sus decât Elisabeta. Deși Maria era mai tânără ca Elisabeta, mult mai tânără. Elisabeta o binecuvintează și o înalță mai presus decât ea. Pentru că este o promotoare a binecuvântării. Mai mult decât faptul că a binecuvântat-o și a înălțat-o mai presus decât ea, au avut o părtășie în care în cele urmă s-au binecuvântat reciproc.
s-au zidit una pe alta în cuvânt și cântare. Ce avem aici? O părtășie între două surori, una tânără și una mult mai în vârstă. Dar ce părtășie? Elisabeta o binecuvintează pe Maria. Și Maria cântă o cântare. Gândiți-vă că Maria a cântat această cântare pe care noi o cunoaștem, această cântare de binecuvântare și de mărire a lui Dumnezeu, de la versetul 46, Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul. Și a fost o părtășie intimă între surori, două surori. N-a fost într-o adunare a bisericii, a fost în casa Elisabetei. S-au binecuvântat una pe alta. Pentru că asta fac femeile pline de Duhul Sfânt. Se binecuvântă una pe alta, nu se ceartă, își binecuvântă copiii, își binecuvântă soții în rugăciune, în cântare, cântă cântări de binecuvântare, rostesc rugăciuni de binecuvântare, înalță gânduri de binecuvântare. O femeie, o mamă plină de Duhul Sfânt, este o femeie, o mamă care promovează binecuvântare, promotoare a binecuvântării. Domnul să vă ajute să fiți așa totdeauna. Să știți că binecuvântarea mamei are valoare. Și a tatălui. La fel. Ambii părinți trebuie să-și binecuvinteze copiii, să se roage pentru binecuvântarea lor. Mai ales părinții credincioși care au Duhul lui Dumnezeu. În al patrulea rând. O femeie, o mamă plină de Duhul Sfânt, este o mamă plăcută și credincioasă soțului ei. Versetele 57 la 66 vedem asta. Când s-a împlinit vremea să se nască Ioan Botezătorul, s-a născut Ioan Botezătorul, vecinii și rudele au auzit că Domnul a arătat mare durare față de ea și s-au bucurat împreună cu ea foarte frumos. Așa este normal, așa trebuie să fie. În ziua 8-a, când era, la evrei, până în ziua 8-a, copilul nu avea nume. În ziua 8-a era tăierea împrejur, semnul legământului și atunci se dădea și identitatea. Până în ziua 8-a era fără nume, Onei. Copilul acesta a avut un nume hotărât și ales de Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a comunicat lui Zaharia. Am văzut, am citit versetul 13 din Luca 1. Îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu, căruia îi pune numele Ioan. Acum, în cele mai multe cazuri, cum e și în alte societăți și etnii, băiatul, primul băiat purta numele tatălui. Cea mai departe, numele tatălui. Numai o revelație specială făcea pe un părinte să schimbe numele, să pună alt nume primului născut sau copilului decât numele lui. Zaharia a primit o revelație. Și știm cum s-a întâmplat. Numai puțin vă amintesc. El a venit acasă de la templu după ce a primit revelația și n-a mai putut vorbi. Și i-a spus, au trebuit să scrie tot, Elisabeta, dai seama, mi s-a arătat un înger. Mi-a zis că vom avea un copil. Ce? Că avem vom avea un copil. Mi-a zis că îl va chema Ioan. Ioan! Dar ce ți-a venit? Chiar așa să fie? Ioan să chemă, dar pe nimeni din neamul nostru nu cheamă așa, de unde ți-a venit numele ăsta? Tocmai numele ăsta! Știți că femeile sensibile la lume. Mamele, la puiul lor, cum o spun, el ar vrea să dea numele. Și a zis, numele va fi Ioan! Așa o scris Zaharia. Uitați-vă ce se întâmplă. Vin rudenile, să-i punem numele, e ziua 8-a, trebuie să-i punem numele, Zaharia numele. Mama, ea putea vorbi numai acum. Dacă era și tata, ar fi vorbit tata. Dar mama, zice, a luat cuvântul și a zis, nu! Și are să se cheme Ioan. Nu le venea să creadă la toți. Trebuie să meargă la bărbat, să facă el ordine. S-au dus la Zaharia. I-au zis, nimeni din rudenile tale nu poartă numele acesta. Și au început să facă semne tatălui său, ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris, zicând, fără să aibă glas, dar a
a zis cum a putut și zicând, numele lui este Ioan. Ce vedem din, din această descriere? Că Elisabeta respectă revelația și decizia pe care a luat-o soțul ei. Primind revelația, Dumnezeu i-a spus, numele lui va fi Ioan. Și femeia aceasta, mama aceasta, nu face altceva decât să confirme. Eu nu vă pot spune altceva decât ce-o zis soțul. Nu zic, bă, mie mi-ar place al nume, nu. El zice, nu, numele lui este Ioan. Zaharia, numele lui este Ioan. Vedem în aceasta credincioșia, respectul față de soț, respectarea autorității preoțești în casă și faptul că a fost o femeie plăcută soțului. Pentru că asta face o mamă plină de Duhul Sfânt. Înțelege rânduiala și ordinea lui Dumnezeu în familie, în creație, în biserică, în orice loc. Ea știe care este locul și rolul. Este supusă, plăcută, credincioasă soțului ei. O mamă plină de Duhul Sfânt. Și ultimul lucru în această ocazie. O mamă plină de Duhul Sfânt este o mamă care pregătește venirea Domnului Iisus. Pregătește venirea Domnului Iisus. Ioan, copilul lui Zaharia și a Elisabetei, a fost înainte mergătorul Domnului Iisus Hristos, cel care a pregătit calea venirii lui în lume, prima dată. Însă pe Ioan, cine l-a pregătit? Cine l-a format? Cine l-a crescut? Dumnezeu, în primul rând, da, însă Dumnezeu a folosit și acești părinți, în mod special mama, pe Elisabeta, Zaharia. Elisabeta împreună cu Zaharia erau din puținii, din rămășița aceea pe care o prezintă Luca. Ce prezintă Luca? În Luca 1 și 2 ni se arată patru bătrâni care așteaptă venirea Domnului Iisus la prima venire. În Luca 1, Elisabeta și Zaharia, plus Maria și Iosif. Primesc, dar erau dintre cei ce așteptau venirea Domnului, așteptau să vină Mesia. În Luca 2, Simeon și Ana. Ei credeau că vine Domnul. Ei așteptau să vină Domnul. Și Domnul vine acum și le spune, dacă luăm cazul Elisabetei și a lui Zaharia, le spune, copilul vostru să fie înainte mergătorul lui Mesia. El o să pregătească calea. El o să vestească norodului că va veni Mesia. Uitați-vă ce spune Zaharia în cântarea lui. Versetele 76 la 78, 79 din Luca 1. Ce spune când se uită la copilul pe care l-a dat Domnul? Și tu, pruncule, vei fi chemat pe loc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. Datorită marii împuderi a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și ca să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. O mamă plină de Duhul Sfânt pregătește venirea Domnului. Elisabeta a pregătit venirea Domnului Iisus prin credința ei, prin ascultarea ei, prin faptul că l-a crescut, l-a născut pe Ioan Botezătorul, a fost implicată în acest eveniment de pregătire a venirii Domnului Iisus Hristos. Tot așa, astăzi, o mamă credincioasă, o mamă plină de Duhul Sfânt, pregătește venirea Domnului Iisus Hristos a doua oară. Pregătește. Apostolul Petru spune că noi, dacă trăim o viață sfântă despre toți, grăbim, așteptăm și grăbim venirea zilei lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Și Domnul să întărească și să binecuvinteze toate mamele. Să credeți că Domnul vine și va răsplăti pe toți. Să credem că Domnul Iisus vine a doua oară, a venit prima dată să ne mântuiască, vine a doua oară să ne ducă în împărăția sa slăvită și cerească. O mamă poate fi deosebită, specială, numai în măsura în care se lasă umplută de Duhul Sfânt. De aceea, îndemnul meu în această zi, pe baza cuvântului, este căutați să fiți plini de Duhul Sfânt.
dragi surori, dragi mame, și Domnul va binecuvânta familia, copiii, toți cei din jurul dumneavoastră, veți fi o binecuvântare. Dragi frați, cu toții trebuie să căutăm să fim plini de Duhul Sfânt. Să trăim și să umblăm în plinătatea Duhului. Așa cum am spus și el, este o poruncă biblică pentru toți credincioși. Fiți plini de Duh. Nu vă îmbătați de mic. Nu căutați alte substanțe, nu căutați altceva să vă umple golul, ci căutați să fiți plini de Duhul Sfânt. Și trăiți în așa fel încât să se vadă, și să trăim în așa fel încât să se vadă plinătatea Duhului în viața noastră. Domnul să ne ajute. Doamne ajută-ne pe toți să fim plini de Duhul Sfânt. Amin.